Zăpada căzută în abundență în ultima perioadă a sporit numărul turiștilor de pe pârtii, însă nu întotdeauna aceștia au dat dovadă de atenția care se impune în practicarea sporturilor de iarnă, expunându-se accidentelor. Astfel că jandarmii montani au fost solicitați să intervină în 28 de cazuri de accidentări pe pârtiile din Vatra Dornei și Gura Humorului. Este vorba de 14 bărbați, 12 femei și 2 copii care au suferit accidente și au avut nevoie de sprijinul jandarmilor pentru a fi transportați până la ambulanțele care îi așteptau. În intervalul 21 decembrie 2012, 7 ianuarie 2013, jandarmii montani care asigurau măsurile de ordine pe pârtiile deschise din localitățile Gura Humorului și Vatra Dornei au intervenit împreună cu lucrătorii Salvamont pentru acordare de sprijin unui număr de 28 de persoane care au suferit accidentări pe pârtiile de schi. Dintre acestea, 14 sunt bărbați, 12 femei și 2 copii cu vârste de 6 și 9 ani. Persoanele accidentate sunt în marea majoritate din județul Suceava, 17 persoane, dar 11 sunt turiști din alte zone ale țării. Jandarmeria montană recomandă amatorilor sporturilor de iarnă să se echipeze corespunzător, să nu se avânte pe pârtiile cu grad de dificultate ridicat, iar celor care doresc să facă drumeții, să aleagă doar traseele montane marcate, să urmărească aceste marcaje, să consulte înainte de a pleca prognoza meteo și să folosească echipament adecvat. Totodată, jandarmeria îi sfătuiește pe cei care au nevoie de sprijin să apeleze numărul unic de urgențe 112.